Ghicitori despre flori de primăvară. Cupa ei e colorată, pe un luge așezată. Zici că este o făclie. Cum se cheamă? Cine știe? La cu siguranță știm cu toții. Este vorba despre Lalea. o steluță minunată cu parfum înmiresmată. Cam de Paști, când înflorește de narcis, ne amintește. Oare știi cum se numește? Narcisa Floricea catifelată seamănă cu un chip de fată. Panseluța, o floare mică și gingașă. Panseluța. Primăvara când se arată, prin grădini apar totodată, ciorchini albi și albăstri din steluțe mii și mii. Ați chicit? Este liliacul. Chiar de mic și încruntat, violet și parfumat, el solemn a declarat, De iarnă m-am săturat. Toporașul Bănuț de aur curat, tocmai acum l-am aflat. Găsi mulți la început, dar când vremea le trecu, clop de pufle a apărut. Ghici despre cine este vorba? Păpădia. Un bănuț de aur curat, cu petale înconjurat, are numele de fată, sigur îl găsești pe dată. Despre ce floare este vorba? Este vorba despre Margaretă. un stejar îmbujorat în grădină s-a înălțat. Ghici, despre cine este vorba? Este vorba despre bușor. Bujorul care poate avea multe culori. Poate fi și roz, și roșu, și alb. Steluțele colorate pe lujer sunt înșirate, roiesc fluturi și albine peste stratul de zambile colorate, parfumate, florile sunt minunate. Primăvară minunată tuturor!